Lui Dumnezeu. Vă cer îngăduința să rămâneți în picioare pentru câteva clipe, am intenția să citesc cuvântul Domnului și apoi vom asculta predica din această seară. Am venit să ne întâlnim cu Domnul, nu ne plictisește citirea Bibliei, nici rugăciunea, nici cântarea. Ne bucurăm în Duhul, ne zidim, ne întărim și ne pregătim. Duminica trecută, putea careva dintre dumneavoastră să se gândească că fratele Gianni Luna a doua zi va pleca la Domnul? La a strigat sora Lenuța? Să meargă să încălzească mașina, pentru că împreună cu o altă familie merg la biserica ghețimani, luni seara. Și n-a răspuns. S-a dus în dormitor, unde mai devreme, cu câteva clipe, l-a auzit, foșnind prin clazet pregătindu-se, îmbrăcându-se de adunare, și nu l-a văzut în dormitor, și a crezut că e undeva într-un ofis, și a mers să închidă geamul, și când a ajuns în zona geamului, între perete și pat, era căzut, cu fața în sus, cu mâinile întinse. Și nu s-a mai ridicat niciodată de acolo. Acceptați faptul că mâine puteți să primiți un telefon. Și vestea să fie următoarele. Fratele sau sora a fost chemat acasă la Domnul. Pentru cel chemat nu este o tragedie, e un har, e un mare har să te duci în cer. Însă pentru cei rămași în urmă, este o durere a despărțirii. Niciodată nu-i timpul potrivit pentru cei rămași în urmă. Poporul Domnului. Vă chem în această seară pe cei tineri, pe cei în floarea vârstei, îmbobociți, dacă îmi permiteți expresia, și pe cei mai în vârstă, cu părul cărun trecut prin viață. Pregătiți-vă sufletele și luptați-vă împotriva acestei cărni care nu este de acord cu Dumnezeu. Ci numai Duhul din noi, noit de cuvânt și de Duh, să-L ținem treaz pentru ca să ne putem împinge înspre cruce și să nu ne lăsăm că vremea s-a scurtat. Dumnezeu să ne ajute! Citim din galaten în capitolul 5. Citim versetele 22 până la 25. Galate 5, 22, 25. Pagina 1143, 1143 în traducerea Cornilescu. Roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos, Iisus, și-au răstignit firea pământească împreună cu poftele și patimile ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Amin. Mulțumesc frumos, vă rog să vă reocupați locurile. Să stați în prezența Domnului și Dumnezeu să ne ajute să ne deschidem minima la Sfânta Sa Evanghelie, care de fapt este însumarea cuvintelor ieșite din gura lui Dumnezeu. În seara aceasta predica pe care vreau să o rostesc în numele Domnului nostru Isus Hristos și pentru gloria lui și binele nostru veșnic, este intitulată În omului. În dumnezeirea omului. Acest mesaj s-a născut în frământarea inimii mele să înțeleg paradoxul pe care îl întâlnim în biserică, între oamenii născuți din nou, care uneori cad în păcat sau își permit o viață de superficialitate și mediocritate spirituală. Am încercat și eu, ca și dumneavoastră, să înțeleg fenomenul acesta, paradoxul acesta. Atunci când m-am întors din lume la vârsta de 21 de ani și am intrat în biserică, eu mi-am imaginat că în biserică nu există păcat și nici măcar greșeală, că nu există invidii și tot felul de manifestări din astea firești. La momentul la care cineva din lume se pocăiește și intră în biserică, nu este deloc pregătit să mai întâlnească astfel de lucruri. Sigur că, datorită prezenței lui Dumnezeu, biserica e sfântă, dar Datorită prezenței oamenilor, Biserica este nesfântă. Biserica este sfântă prin prezența glorioasă, absolut sfântă a lui Dumnezeu, dar este nesfântă, imperfectă prin prezența noastră. Și se naște în inima noastră acest paradox. Dacă omul ăsta este născut din nou, dacă e mântuit, de ce uneori se enervează? Ne-am așteptat să fie blând, e ideal, dar nu e real pentru el atunci. Ne-am așteptat, dacă e născut din nou, dacă e de 20, de 30 de ani la biserică, născut din nou, mântuit, de ce uneori spune un adevăr pe jumătate? De ce uneori glumește dincolo de limită? De ce uneori. Și lista poate continua. În frământarea inimii mele s-a născut acest mesaj. Sigur că răspunsul la aceste întrebări este complex și răspunsul este Biblia. Dar eu doresc să ofer o picătură din acest răspuns spunând un gând pe care l-am intitulat în Dumnezeirea omului. N-am citit, dar este aici puțin mai devreme, în capitolul 5, versetul 16, afirmația aceasta a lui Pavel, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți firele po poftele firii pământești. A te enerva, dacă întoarcem pagina din nou, versetele de la 19 la 21, vorbesc despre faptele firii pământești. Ele sunt mai multe decât roada Duhului decât manifestările roadei Duhului. Sunt nouă manifestări, nouă încrengături, dar faptele firii pământești sunt între 17 și 19. Ținând cont de faptul că unele cuvinte spun aproximativ același lucru. Limba greacă era mai complexă decât limba română la acest capitol. Tot ce voi spune în această predică vorbește despre această mare realitate spirituală, adică despre acest proces al căderii în păcat și al ridicării în neprihănire. Omul a fost creat în neprihănire, dar a căzut în păcat. Ca într-o groapă. Dumnezeu, prin mântuire, îl ridică din păcat. În neprihănire. Pe malul gropii păcatului în care a căzut și în care este, în mod natural, orice ființă umană. Omul a fost în neprihănire, dar a căzut ca într-o groapă. În păcat. Și mântuirea lui Dumnezeu îl ridică din păcat. Aceasta înseamnă să fii mântuit. Să fii scos din experiența păcatului. Să fii scos din blestemul păcatului, să fii scos din puterea păcatului, eliberat de ea și să trăiești în neprigănire. Însă predica mea se concentrează asupra zonei în care oamenii ajung în neprihănire, dar uneori alunecă în păcat sau poate chiar cad în păcat. Cum se împacă acest paradox? Care sunt condițiile în Dumnezeirii? Prima dintre ele este moartea față de păcat. Cei ce sunt ai lui Isus Hristos și-au răstignit firea pământească. Cea și spune cuvântul Domnului. Adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce rod. Nu este un grăunte de grâu ceea ce am luat, dar imaginați-vă că este un grăunte de grâu. Un astfel de grăunte de grâu, primăvara, la vremea sau toamna, în funcție de ce fel de grăunte este, este pus în pământ. Și agricultorul are speranță că peste o vreme, un sezon sau două mai târziu, din bobul acesta, grâu porum sau altceva, prin moartea lui, prin germinarea lui, va ieși viață din el, adică un spic cu mai multe grăunte. Dacă acest grăunte nu moare, el rămâne în pământ, putrezește și nu se întâmplă nimic cu el. Niciodată nu va da viață din el. E bine, Apostolul Pavel, în contextul agrar al societății lui, netehnologizate, ia imaginea aceasta din agricultură și spune celor care știu ce înseamnă să pui în pământ bobul de griu de porumb. Și spune următorul lucru. Dacă bobul acesta nu moare prin germinare, prin procesul germinației, nu va ieși viața din el. Prima condiție este să moară. El trebuie să dispară. El nu va mai ieși, dar din el va ieși altceva. Condiția în Dumnezeire este moartea. Spunea Pavel Galaten 2 cu 20. Am fost răstignit, adică am fost omorât, nu se referea la moartea fizică. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Eu trăiesc Hristos, n-am mai trăit, el a fost răstignit fizic. Dar eu n-am fost răstignit fizic. Eu am răstignit firea, orgolul uman, ambițiile și nebunia omenească, nepocăința omenească, imoralitatea din mine. Pe astea le-am răstignit. Evident, eu în trup trăiesc, că nu în trup m-am răstignit. Hristos a fost răstignit în trup, de aceea a murit biologic. Dar eu biologic trăiesc, însă firea mea pământească fiind răstignită a murit ca bobul de grâu. Eu biologic trăiesc, însă nu mai trăiesc eu, nu mai trăiesc ambițiile mele, nebunia mea, valorile mele imorale, alegerile mele, mentalitatea mea greșită, stilul meu de viață păcătos plin de violență, plin de destrăbălare, plin de murdărie, de păcat, nu mai e că pe la l-am răstignit, partea asta din mine am omorât-o. Sunt care vin la biserică și au o viață atât de privată încât nu se pocăiesc niciodată. Ei nu vor să se spună nimic public despre ei, le e rușine să ridice mâna, să spună eu mă pocăiesc frate, de ce? De păcatele care le-am făcut mă pocăiesc. E atât de jenant încât nu se pocăiesc niciodată. Vin în biserică, îmbătrânesc în biserică, dar nu mor niciodată în omul cel vechi. Și omul cel vechi este acolo, e îmblânzit, e domesticit, dar e acolo prezent. Pavel spune, omul acesta din mine l-am răstignit, l-am omorât. Cum poți fi îndumnezeit, nu ținând mielul cu leul în același loc? Pentru că nu pot exista. Ori trăiește mielul acolo, ori trăiește leul acolo. Dacă nu-l răstignești pe leu, mielul va fi înghițit de el. Nu poți să-l lași pe leu să trăiască, și mielul să fie prieten cu el. Mielul trebuie, leul trebuie răstignit, trebuie omorât. Și apoi ia mielul și pune-l în locul acela. Orice om în mod natural e păcătos, e un leu în el, plin de pofte, ambițios, mândru, arogant, vrea să-și afișeze și ce nu are. Nu poți să-l calci pe picior, se enervează, se răzbună, e plin de răutate. I se scurg ochii după manifestarea poftelor plin de lăcomie, nu se mai satură. Dar partea aceasta trebuie răstignită, trebuie să moară. Dacă partea aceasta nu moare, nici nu poate fi vorba despre o îndumnezeire. Că-i leu acolo și când l-ai pus pe miel lângă el, hop, l-a înghițit. Și omul vechi îl înghite pe omul nou, omul firesc îl înghite pe omul duhovnicesc. Pentru că de când e lumea lume, n-a înghițit un miel un leu. De când e lumea lume, leul înghite pe miel. Și tot la fel este și în lucrurile duhovnicești. Permiteți-mi să spun trei vorbe despre ce înseamnă să mori în felul ăsta răstignindu-ți firea pământească. Omul este mort în păcat. În. În interiorul păcatului. Hristos a murit pentru acest păcat. De aceea omul care se îndumnezește trebuie să moară față de acest păcat. Trebuie să moară față de acest păcat. Oh, nu, 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 lasă-mă să mă îndepărtez. Omul păcătos este mort în păcat. El este înghițit de păcat. El este îmbrățișat de păcat. El este acoperit de păcat. El e prizonierul păcatului. El este legat, e un rob, e un serv, e o slugă, e vulnerabil, nu poate să facă nimic. E dominat de păcat. Acesta este omul păcătos. El săracul vrea să se moralizeze, să lasă unii de țigări, dar tot în interiorul păcatului este. Cheile acestea sunt în buzunar. Ce ar putea să facă? Dă-le la școală, că tot în buzunar sunt. Învață-le limba spaniolă, că tot în buzunar sunt. Sunt captive în buzunarul meu, nu pot ieși. Omul este în păcat, în păcat, prizonier, în interior, nu poate să iasă de acolo. Hristos a murit pentru păcatul acesta. Și când a murit pentru păcat, l-a rupt, l-a spart, l-a dizolvat. Și dintr-o dată, rupându-se buzunarul, ce se întâmplă? Când buzunarul se rupe, cheile sunt libere. Cheile se eliberează. Ei bine, de astăzi înainte, omul mântuit trebuie să moară față de acest păcat. O, oh, cu, cu tine, cu aceste chei nu voi mai avea niciodată de a face. În păcat, pentru păcat, față de păcat. Dacă vom ține minte acest aspect, vom înțelege fenomenul. Omul păcătos poate veni la biserică, poate fi religios, se poate lăsa de țigări. Se poate domestici. Să se lase de păcatele vizibile. Dar el în interiorul lui este mort. El e mort în păcat. E rob, e prizonier. Dar Hristos zdrobește această domnie a păcatului. Și omul e liber și dintr-o dată el moare față de păcat. Adică Niciodată nu mai există pentru el interiorul acela în care să intre. Spunea Petru, de ajuns că până astăzi ați trăit în păcat. Stop. De astăzi înainte să nu mai trăiți în păcat, ci voi sunteți morți față de păcatul acela. E ca și cum cineva are o experiență neplăcută într-un loc. Și spune, când scapă de experiența asta, spune așa, de astăzi înainte, eu nu o să mai intru niciodată aici, o să mor față de zona asta, nu mai intru niciodată aici. Și nu mai are nicio legătură cu locul sau cu fenomenul sau persoana aceea. Prima condiție este moartea față de păcat. A doua condiție este învierea față de neprihănire. Uitați ce spune Domnul, Roman 6 cu Prin botezul în moartea lui, am fost îngropați împreună cu Isus, răstigniți în firea pământească. Dar, după cum Hristos a înviat și noi, prin slava Tatălui, vom trăi o viață nouă. Căzut în păcat, ridicat în neprihănire. Căzut în păcat, mort în păcat, dar ridicat în neprihănire prin mântuirea lui Dumnezeu. Două condiții ale îndumnezeirii. Trebuie să mor față de păcat. Aceasta este o experiență, este o stare, este un fenomen. Și apoi să te ridici în neprihănirea lui Dumnezeu și să putești în zona aceasta unde lumea nu are acces. Umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Omul călăuzit de Duhul nu va împlini poftele firii pământești pentru că niciodată Duhul care călăuzește... Imaginați-vă următorul lucru. Un, un copil aici de 5-6 ani și eu îi spun umblă de tatăl tău și niciodată nu vei ajunge să faci prostii. Pentru că dacă umblă, umblă cârmui de tatăl lui, stă tot timpul în prezența tatălui, când este la un pas să greșească, tata spune, hei, 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 vină încoace. Ieri am fost cu nepoțelul meu mai mare și l-am dat jos din carsit, l-am pus lângă mașină și eu a trebuit să mai fac 30 de secunde ceva. Și m-am uitat la el și el se îndepărta ieșind în, în, în zona unde treceau mașini. Și atunci am spus, hei, vino aici lângă mine. Nu-l poate lovi mașina dacă este cu mine, în mod obișnuit. Pentru că eu îl păzesc de lucrurile astea. Duhul lui Dumnezeu nu te va împinge într-un accident spiritual. Nu te va călăuzi să ești în stradă și să fii lovit. El te va ține într-o zonă a neprihănirii lui Dumnezeu. El te va ține într-o zonă cu minte, liniștită, spirituală, morală, te va ține într-o dimensiune a rugăciunii, a sfințeniei. Nu te va expune în zone de vulnerabilitate. Umblați cârmuiți de tata, lăsați-vă îndemnați de el, ascultați-i sfatul și nu o să vă lovească niciodată mașina, nu o să ajungeți accidentați, nu o să fiți răpiți, nu o să fiți înșelați, pentru că tata veghează și fiind cu experiență o să vă spună, tati, nu merge acolo, că eu sunt un om în vârstă, am experiența vieții. Eu știu ce ți se poate întâmpla. Dar când omul iese din anturajul Duhului, din dimensiunea Duhului, când omul își lasă umbrela la o parte, ploaia vine peste el. Degeaba se roagă în ploaie, ploaia va cădea peste el. Mai bine roagăte să nu-ți umbrela decât să fii fără umbrelă și să spui picăturilor, vă rog frumos, să nu cădeți peste mine. Trei dintre lucrurile pe care le realizează Duhul, care ar trebui să ne călăuzească. Unu. Putere spirituală. Putere spirituală prin manifestarea darurilor. Biblia spune că Duhul are daruri pe care le împarte. Le împarte credincioșilor mântuiți. Darul, darul, darul. Sunt multe daruri o listă, sigur, nu totală, este în 1 Corinteni, capitolul 12. Altele mai sunt presărate în alte spații ale Bibliei. Dar acolo unde se manifestă Duhul, prin daruri, este o manifestare de putere. Niciun om n-ar putea să facă așa ceva. Cine ar putea să prorocească? Cine ar putea să vindece? Cine ar putea să vorbească în limbi sau să interpreteze în limba maternă ce s-a spus în limbi? Cine ar putea să aibă darul despre înțelepciune? Absolut nimeni. Ne depășește asta. E ceva din Dumnezeu. E când se manifestă aceste daruri, noi toți suntem martori la o desfășurare a puterii lui Dumnezeu. Și spunem, wow, un om simplu, uneori fără prea multă carte, poate o persoană neinstruită spune, așa vorbește Domnul. Și pur și simplu, permiteți-mi expresia, ni se ridică părul. Pentru că vedem, au, Vedem, auzim lucruri extraordinare. E manifestarea puterii. Unul dintre lucrurile pe care le face Duhul în adunare, între credincioși, în credincioși, cu credincioșii, pentru credincioși, este manifestarea puterii prin daruri. Apoi, e manifestarea autorității prin slujbe. Nu ați fost niciodată martori la o ungere cu un delem pe care au făcut-o un grup de slujitori și persoana s-a vindecat? Nu ați fost niciodată martor la un slujitor care predică Evanghelia și un om care era atât de împotrivitor, pur și simplu îi se topește inima și vine în față plângând, vine în fața adunării plângând și își predă viața în mâna Domnului Iisus? Ce autoritate este aici? În vindecare, în predicare, în cântare, n-ai plâns niciodată de te-ai zguduit, o mare de altfel și echilibrat emoțional, pentru că cineva a cântat cu un har, cu o ungere specială, cine dă această ungere care pur și simplu străpunge omenescu, schimbă natura? Cine? Există o autoritate a slujirii pe care o dă Dumnezeu. Când se manifestă darurile, există putere. Când se manifestă slujbele, există autoritate. Dar când se manifestă roada, există caracter caracter spiritual. Daruri spirituale, putere. Slujbe spirituale, autoritate. Roadă spirituală, caracter spiritual. Frații mei, am ajuns acum la caracterul spiritual care este problema pe care am vrut să o pun în fața Bisericii lui Dumnezeu. Stăm în biserică și vedem oameni mântuiți, născuți din nou, de un an sau de 20-50 de ani. Și uneori se enervează, spun jumătăți de adevăr și spuneam mai devreme că lista poate continua. Asta e o problemă de daruri? Nu. E o problemă de autoritate? Nu. E o problemă de caracter. În dumnezeirea omului este o problemă de caracter în primul rând. De aceea vreau să spun următoarele lucruri. Ce nu este roada Duhului? Roada Duhului și caracterul spiritual sunt sinonime, e același lucru. Roada Duhului e termenul biblic Caracterul spiritual este un sinonim modern pe care eu îl pun în față ca să explic ce vreau să explic. Ce nu este caracterul spiritual. Caracterul spiritual, roada Duhului, nu este abilitatea de a face ceva anume. Noi ne așteptăm, dacă cineva cântă extraordinar de frumos, noi ne asumăm faptul că și are un caracter extraordinar. S-ar putea să nu aibă. Dacă auzim pe cineva predicând extraordinar, noi ne asumăm faptul că are și un caracter extraordinar. Să nu vă supărați, dar s-ar putea să nu aibă. Roda Duhului nu înseamnă neapărat darurile. Și uneori, dacă crește într-o zonă unde alimentează darurile sau autoritatea și nu alimentează caracterul, caracterul rămâne în urmă. Și are mari probleme de caracter. Ori de omitere, ori de comitere. Și atunci se naște marea întrebare pe care vreau să o ciocă în, în seara asta. Și poarta rămâne deschisă pentru următoarele un milion de predici de astăzi înainte. Cum poate un proroc, un predicator, un păstor, un cântărenț, un tată, un bunic, un, cânt, un slujitor, orice fel de slujitor din biserică, uneori să aibă probleme de caracter? Spunem noi, eu nu primesc prorocia de la acest om pentru că am auzit că într-o anumită situație a spus un adevăr pe jumătate. Ce se întâmplă de fapt? Intră în conflict darul cu roada. Adică darul există, roada a ieșuat. Atunci, dacă eșuează în fiecare zi, e clar, nici darul nu poate exista. Unde-i roada? Biserica Pentecostală accentuează foarte mult darurile. Biserica Baptistă accentuează foarte mult autoritatea. Biserica Pentecostală accentuează foarte mult puterea prin daruri. Biserica Baptistă accentuează, dau doar niște exemple, accentuează foarte mult autoritatea prin slujbe, sobrietate, organizare. Vreau să vă întreb, care biserică accentuează caracterul? Caracterul spiritual, roada Duhului. Ele nu, se pot, fi, nu pot fi înlocuite, adică una nu înlocuiește pe cealaltă. Autoritatea nu poate înlocui puterea, adică slujbele să înlocuiască darurile. Nici darurile nu trebuie să înlocuiască slujbele. Nu trebuie într-o adunare să credeți că dacă avem pastor nu trebuie să avem proroc. Sau dacă avem proroc nu ne mai trebuie pastor. Pentru că ei doi au slujbe diferite. Pastorul conduce turma. Prorocul descopere de la Dumnezeu turme anumite lucruri. Însă caracterul este o problemă a oilor. E rodul Duhului în, este efectul Duhului în, este acțiunea Duhului în. Unde? În inima oilor, în inima credincioșilor. Caracterul spiritual. Cum se face că astăzi confundăm abilitatea sclipitoare pe care o vedem la anumite persoane, abilitatea de a face anumite lucruri, asumându-ne și faptul că și nivelul de caracter este la nivelul abilității în slujire. Cineva poate să aibă abilități, dar să aibă anumite probleme de caracter, probleme de roadă. Și atunci când descoperim defectele astea de caracter, nu-i mai primim slujirea. Spui așa eu, de astăzi înainte nu mai ascult predică de la omul ăsta. Și chiar dacă el predică, pur și simplu nu-l mai auzi. Asta se numește surzenie psihică. Îl auzi, dar nu o asculți. Adevărurile pe care el le spune pot fi biblice 100%, dar nu mai le iei personal pentru tine. Nu poți să spui că n-a predicat biblic, dar nu-l poți asculta. De ce? Pentru că ai descoperit slăbiciul la nivelul roadei a caracterului. Are abilitatea, darul, autoritatea, dar ai descoperit sau ți s-a părut că, sau ai auzit din surse false sau corecte, că are o problemă de caracter roada te învrednicește să manifesti darurile și autoritatea. Absența roadei a caracterului spiritual descalifică pentru oamenii care au informația aceasta, descalifică abilitatea slujirii cu daruri sau cu autoritate. Ce nu este roada, ce nu este caracterul spiritual, nu este abilitatea de a sluji, de asemenea nu este a ști ce trebuie să faci fără să faci, și nici nu este a spune altora ceea ce trebuie să facă. Nu. De asemenea, nu este succes în afaceri. Noi credem că dacă cineva a ajuns la o anumită intensitate de succes în afaceri, omul acela este la același nivel de succes și în roadă, în caracterul spiritual. nu e neapărat. Poate, poate să existe compromis, dar nu este neapărat. Am vrut numai să spun că roada, caracterul spiritual nu trebuie confundat cu alte elemente învecinate. De asemenea, caracterul spiritual nu i-poziția spirituală. Cineva s-ar putea să aibă o poziție spirituală remarcabilă, sau o poziție bisericească, sau o poziție socială, sau o poziție politică, profesională sau intelectuală. Cineva poate să ajungă undeva sus și pentru faptul că noi îl vedem așa de sus, noi ne asumăm că are și caracter la nivelul acela, dar Există și riscul să nu aibă. Caracterul este o problemă separată, independentă și trebuie privit la el. Pentru că știți ce înseamnă caracterul. Caracterul înseamnă Duhul Sfânt în om, Duhul Sfânt care produce în om. Roada, caracterul acesta spiritual nu-i produs de om, ci este purtat de om. Este produs de Duhul Sfânt și roada Duhului, din potrivă, este dragostea. Cui e roada a Duhului? Dar unde este pusă? În om? De cine e purtată? Omul este ca o magazie, ca un depozit, ca un container care conține o acțiune a Duhului. Ce șanse are un om despărțit de Duhului Dumnezeu să fie duhovnicesc? Poate fi cineva tractorist dacă nu se urcă niciodată pe tractor? Evident, nu. Poate cineva să fie duhovnicesc dacă nu are niciodată o legătură cu Duhul? Duh duhovnicesc, spirit spiritual. Același lucru. Când momentul în care Duhul lui Dumnezeu intră într-o ființă, începe să producă Duhul Sfânt aici ca o fabrică producătoare de dragoste. Noi oamenii nu putem iubi, noi putem urâ. Dar când Duhul Domnului este într-o ființă, atunci Duhul Domnului produce, fabrică dragoste. Și omul, pentru că o regăsește în Duhul lui, o manifestă. Și el o manifestă, dar Duhul Domnului o produce și o înlocuiește. Și niciodată nu duce lipsă. Un astfel de om va avea caracter spiritual. Cum pretins că ești plin de Duh? Și dacă ne uităm la examen, dar care este examenul? Dragostea, bucuria, pacea. În delunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Pe acestea Duhul le produce. Dacă nu sunt, unde este Duhul care le produce? Cel mai justificat răspuns este nu este nu e prezent. Cum se face că toți credincioșii sunt plini de duh, însă sunt foarte multe probleme de caracter? dar nu accidentale, ci repetate, demonstrând că e un stil de viață, e o robie, de fapt, e în păcat. Nu e căzut deodată într-o greșeală, ci este în interiorul păcatului și nu reușește să se smulgă. Este în dumnezeire? Nu. În Dumnezeire se face prin moarte față de păcat. Care e păcat? Păcatul care leagă. La unul este într-un fel, când se numește legat de păcat, când a căzut deodată într o greșeală. Adică, să zicem că s-a enervat și la nere fiind mai coleric, a spus niște cuvinte mai dure. Dar după ce i-au trecut nervii, omul și-a dat seama ce urât s-a purtat, se pocăiește în fața lui Dumnezeu, se duce la persoana respectivă și îi spune: știu că n-am nicio scuză, dar tot ce pot să fac este să vin și să te rog să mă ierți. Evident că lui se poate părea că nu s-a pocăit, că nu s-a pocăit cum vrea el. Dar omul într-un singur fel se poate pocăi, să-i pară rău. Că nu-i din sticlă să se vadă în inima lui dacă i-a părut rău sau nu. Asumăți că omul care îți cere iertare îi pare rău. Dacă cumva îi pare rău și l acuzi că nu-i pare, ce zice stăpânul că ești nedrept și nu-i primești iertarea? Cum îți permiți să spui că un lucru lipsește în timp ce nu te uiți acolo? De fapt nici n-ai cum să te uiți în inima lui. Ce riscant este să te amesteci unde nu poți verifica dacă ce spui este adevărat sau nu este adevărat. Ce este caracterul spiritual? Caracterul spiritual este asemănarea cu Isus Hristos. În viziune, în gândire, în simțire, în priorități, în valori, în convingeri, în smerenie, în sacrificiu, în toate lucrurile. Roada Duhului este asemănarea cu Hristos. Nu noi ne facem sfinți, ne face Duhul care e în noi. Dar dacă nu reușește să ne facă, înseamnă că noi suntem șefi în viața noastră. Nici vorbă de moarte. Nici vorbă de moarte. Nu-i vorba de o moarte a, a, a firii pământești. Ea e acolo. Și numai să e noi enervez că te pleznește de nu te vezi. Dar vine omul la biserică, poate cântă, poate spune o vorbă. Vine la biserică. Și prin simplu fapt că vine la biserică, noi ne asumăm că de multe ori spun oamenii din lume, eu nu vin la voi la biserică pentru că la voi la biserică e mai rău decât în lume. Evident nu e adevărat. Dar, dacă cineva se uită cu un ochi critic la biserică, poate găsi unul din 100 sau unul din 1000 care calcă pe bec. Și omul din lume care se uită critic nu știe că ăsta aluneca deodată și crede că așa trăiește tot timpul. Sau, Doamne ferește, poate exista și fenomenul să fie tot timpul așa. Și atunci o biserică întreagă e blamată, o familie întreagă e blamată, o comunitate întreagă e blamată pentru unul. Este îndumnezeit? Nu. Asemănarea cu Isus se numește îndumnezeire. Ea presupune moartea firii pământești. Poți să-l mai enervezi pe un om mort? Poate să mai injure un om mort? Poate să mai vorbească vulgar și să facă grume proaste? Un om mort? Nu. Dar dacă le face, înseamnă că e viu. Cofiul bolnav sau sănătos, e treaba lui. Dar e viu. Ce înseamnă caracterul spiritual? Caracterul spiritual înseamnă lucrarea Duhului Sfânt în inima omului. Umblați, cârmuiți de Duhul. Duhul nu te pune niciodată să vorbești vulgar. Nu te pune niciodată să te cerți, nu te pune niciodată să te ambiționezi, nu te pune niciodată să trăiești în conflict și în ceartă. E adevărat că poți greși dumneata altuia sau altul îți greșește dumitale, dar lucrurile trebuie restaurate, trebuie rezolvate. Mâine, poi mâine ne cheamă Domnul acasă. Ce se întâmplă dacă ne cheamă într-o stare de conflict, de dușmănie, de ură, ură pocăită, ce se întâmplă? E clar ce se întâmplă. Câtă veghere ar trebui să aibă un om? Dar ce anume trebuie să vegheze? Să vegheze că ascultă de Duhul care e cu el și că se subordonează. Dacă un copil și cu tata și tata îi spune hei, hei, fiule, nu ieși în stradă, vino aici. Dacă ascultă, nu-l va lovi mașina niciodată. Dar dacă nu ascultă, există riscul să-l lovească. Dacă umbli cu Duhul și Duhul spune nu spune treaba asta. Merită să-i o spui, dar pentru onoarea ta nu-i o spune, nu pentru a lui. El ar merita să-i o spui, dar tu nu meriți să vorbești așa. Tu nu-ți poți permite să vorbești așa. Și atunci nu vorbești datorită caracterului tău, nu pentru faptul că el merită sau nu merită, că probabil ar merita bătut, dar nu te mai ocupi cu așa ceva. Nu te mai ocupi cu așa ceva. Dacă am stat să-i bătem pe toți cei care merită, am devenit niște tâlhari. Și am avea dreptate când îi bătem, că merită. Lăsați să-i bată altcineva, nu noi. Noi ar trebui să ne rugăm pentru vrăjmași. Noi ar trebui să ne împăcăm vrăjmășiile. Noi ar trebui să ne rezolvăm problemele. Nu să administrăm dreptatea lui Dumnezeu, ciocănindu pe unul și pe altul. Că în viață vei întâlni o grămadă de oameni care merită bătuți. Cu lucrurile astea te ocupi. Chiar Duhul Sfânt te-a pus să faci treaba asta? Ești sigur? Probabil că Duh e, dar ești sigur că ești și Sfânt. Care este sau care sunt caracteristicile spirituale ale Duhului, ale roadei Duhului sau ale caracterului spiritual? Uitându-ne aici în carte, sunt nouă încrengături. Nu uitați că există o singură roadă, nu există o singură fire pământească sau o singură manifestare a firii pământești, mai bine zis. Vreau să spun în, doar în câteva minute câteva lucruri despre caracteristicile acestui caracter spiritual, acestei roade pe care o produce Duhul. Duhul se îngrijește, dacă e în noi, să vină cu roadă cu tot. E la pachet, Duh plus roada Duhului. Și când vine Duhul, vine și roada. Nu-i roada, nu-i nici Duhul. Aseară, sau ieri seară, nu mai știu bine când, cred că ieri seară, a venit... Uh, Fiul nostru la noi, acasă, tocmai după ce știți bine că s-a căsătorit, are, acum are casa lui, și a intrat în casă fără să sune, fără să mă sune, fără să facă nimic. M-am și speriat, cine descuie ușa? Și el a spus, îmi cer iertare că am intrat fără să te anunț, dar nu ți-am văzut mașina în fața casei și nevăzându-ți mașina, am știut că nu ești acasă, că dacă e mașina sunt și eu, dacă nu e mașina nu-s nici eu, mașina era în garaj și nu se vedea. De aceea el nevăzând mașina și a asumat că nu-s nici eu. E, ăsta e un exemplu potrivit. Nu e roada, nu-i nici duhul. Nu e șoferul, nu-i nici mașina. Nu-i mașina, nu-i nici șoferul. Z legate mașina cu șoferul, e legat duhul cu roada. unde e roada? Nu-i. Nu-i nici duhul. Observați câteva caracteristici. Importanța. Hristos spune următoarele cuvinte, nu voi m-ați ales pe mine și eu v-am ales pe voi. Atenție, de ce? V-am rânduit să aduceți roadă. V-am organizat, v-am pregătit să aduceți roadă. Observați care este rânduiala lui Dumnezeu. Rânduiala lui Dumnezeu este să aduci roadă. Rânduiala lui Dumnezeu este să aduci roadă. Ioan 15 cu 16. V-am rânduit să mergeți și să aduceți rod. Și roada voastră să rămână, să nu fie ca roua care vine și atunci când apare soarele, ea se ridică și nu mai este. Observați că importanța roadei este organizată de Dumnezeu. E important rodul acesta pentru că Dumnezeu l-a rânduit și se așteaptă să-l vadă în viețile noastre. Unde-i rodul? Nu putem fi îndumnezeiți fără rod. Că ceea ce ne îndumnezeiește pe noi nu sunt obiceiurile religioase, nu sunt abilitățile, ci este caracterul spiritual evidența roadei, roada e vizibilă. Iacov spune, arată credința ta fără fapte și eu o să-ți arăt credința din faptele pe care le vezi. Toată lumea e plin de duh, dar nu se vede. Din potrivă, vulgaritate, glume, șmecherii, apropouri, politici și tot felul de bazaconii, mai rău ca în lume. Dar Duhul e acolo, acolo unde? Oamenii ai lui Dumnezeu, în este cea mai solemnă acțiune pe care o face Dumnezeu într-o inimă de muritor și este singura dovadă că aparții lui Isus Hristos. Cine nu trăiește cum a trăit Isus, nu are nicio dovadă că îi aparține. Nicio dovadă nu are că îi aparține. Când Duhul Sfânt intră în inima unui om, vine cu roadă cu tot, și roada aceea este exact manifestarea valorilor, convingerile și stilul de viață pe care l-a avut Isus Hristos. Unitatea. Roada e una. Manifestările sunt multe. Natura. Roada reflectă caracterul pomului. Uitați ce spune doctorul Luca, capitolul 6, versetul 43. Nu există rod, pom bun care să facă rod rău. Și nu există pom rău care să facă roadă bună. Cine își permite să mănânci o gutuie dintr-un măr? Dar nu mănânci că mai impresia că e din plastic. Nu poate să facă gutuiul mere. Rodul demonstrează natura. Nu-i rod, nu-i pom fructifer. E măr, fructul, este măr pomul. Nu se poate altfel, în ciuda geneticii schimbate de deștepții lumii. Prioritatea roadei. Mlădița poate aduce roade de la sine? Nu. Dacă nu rămâne în viță, ea nu poate aduce roadă. Nici, tot așa, nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Există, prioritar să rămân, Există prioritate să rămânem în Iisus Hristos. Cine nu rămâne în Domnul, cine nu are stilul de viață al lui Dumnezeu, cine își permite să-și petreacă săptămâna ca diavolul, nu poate să slujească aici ca Iisus. Nu poate! Mărturia roadei, dacă aduceți mult rod prin aceasta, tatăl meu va fi proslăvit. Nu vom putea să convingem lumea că Isus e în noi dacă noi trăim împotriva Lui și dacă practicăm valorile pe care El le-a urât și urând valorile pe care El le-a iubit. Cum, vom, cum pot eu să dovedesc că vorbesc cu Marian dacă cineva mă întreabă de când ai mai vorbit cu fratele Marian? De 15 ani. Păi, interesantă prietenie. Eu sunt al lui Isus, dar stilul meu de viață e împotriva Lui. Iar stilul Lui de viață e împotriva mea. Frați și surori, religia este cel mai simplu surogat pentru spiritualitate. Religia este cel mai ușor, cel mai ieftin înlocuitor pentru pocăință. Formalismul și legalismul e cel mai ieftin înlocuitor al pocăinței, al spiritualității autentice, al unui caracter la care lucrezi și în care cioplești în fiecare zi, înfrânându-te pe tine, ocupându-te de tine, ocupându-te de, 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 pornirile temperamentale, de această manifestare a zestrei genetice care, cu care te-ai născut. Unul e mai iute, unul e mai ranchiunos, unul e mai răzbunător, unul e mai... Și fiecare are mai. Ei, toate acele mai trebuie să le îngrădești cu caracterul, cu un gard înalt, ca între palestinieni și evrei, din metal, ca să nu mai răzbească în, pe scena publică aceste imperfecțiuni din fire, firea trebuie răstignită. Firea trebuie răstignită, așa sunt eu. E, acel așa sunt eu trebuie răstignit. În Dumnezeirea înseamnă pocăință, mântuire, naștere din nou și maturizare spirituală. Pe acestea le face Duhul lui Dumnezeu. De aceea Biblia spune fiți plini de Duh. Dar dacă odată pe an venim la stăruință și la urmă marțea n-avem timp, duminica la cina Domnului n-avem timp, serile de rugăciune n-avem timp, la nopțile de veche n-avem timp, numai duminică seara avem timp. Nu vă supărați pe mine. Scumpii mei, nu vă supărați pe mine. Nu vreau să vă ofensez. Dar există riscul să vă pierde sufletul. Fiți plini de Duh, spune Biblia. Și asta este un imperativ, e absolut obligatoriu. Trebuie să ne disciplinăm, să fim astfel de oameni. Vă chem în seara aceasta să ne uităm la noi. Suntem doar o mână de țărână. Multe știm, însă nu întotdeauna facem câte știm. Știința spune că un om face cel mult 18% din cât știe. E îngrozitoare decizia științei. Decizia științifică. Vă chem în această seară să ne rugăm Domnului. Să stăm înaintea lui Dumnezeu cu viața noastră și să ne punem o singură întrebare. Tu, omule, ești îndumnezeit sau ești doar domesticit. Și vreau să vă invit să ne ridicăm în picioare, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm.